Vorbim acum despre faptul că Băsescu vrea să ne bage la pușcărie, pe noi ăștia de Antena 3. S-a inventat la 25 de ani de la Revoluție, s-a acreditat inclusiv de la administrația prezidențială ideea conform căreia libertatea de exprimare e bună, dar până la sclavii lui Băsescu din justiție. Când e vorba despre sclavii lui Băsescu din justiție, atunci nu trebuie să mai ai libertate de exprimare, trebuie doar să-i pupi în cur. Orice altceva în afară de acțiunea menționată anterior este un atac la statul de drept, este o imixtiune în justiție. Deci orice fel de opinie, orice fel de părere în legătură cu un fapt ce are legătură cu justiția, în cazul în care nu este o pupătură băloasă de natură sclavagistă la adresa acelui fapt, devine un atac care trebuie sancționat penal. Astăzi, președintele României, stat din Uniunea Europeană, stat NATO, a avut o, și anume, ieșire. Foarte greu de găsit. Eu nu am văzut astăzi în direct pe Băsescu. Dăm vari motive, am încercat după aia să găsesc integral text cu ce a spus el. Mi-a fost imposibil. Cu foarte mare greutate am făcut rost de o parte din textul pe care l-a slobozit pe gaura gurii astăzi domnul președinte al României. Sincer să fiu, cred că l-am și pierdut. Adică am încercat, dar nu se poate. Așa că o să citesc și eu ce am găsit pe antena3.ro. Foarte puțin am găsit pe antena3.ro, dar aici am găsit, chiar și așa parțial, ce să fac? Nu l-am văzut în direct, am văzut că mai nou trebuie să memorez pasaje din ce spun importanți oameni cu decizie instituțională din România, întrucât așa zisa presă din România este absolut cretină, deci este absolut idiotă. Iar acest internet are plin de libertate și este de un cretinism absolut. Bun, deci o să citesc practic singurul articol pe care l-am găsit pe temă, pe antena3.ro. Nu am integral, repet, ce a zis Traian Băsescu, dar o să ne mulțumim cu ce am găsit. Deci Traian Băsescu a amintit în discursul susținut joi de reintroducerea cenzurii în codul penal. Președintele Traian Băsescu a declarat că atacă la Curtea Constituțională legea de abrogare a articolului 276 din codul penal privind presiunile asupra justiției, susținând că sunt cazuri de campanii furibunde împotriva magistraților, declarații ticăloase ale unora din dubă. Dar cine consideră că o declarație ticăloasă sau nu? Cine apreciază? Categorisește pe ea, pe o afirmație, definitiv și irevocabil că este ticăloasă. Deci stă unul așa, un cenzor al declarațiilor, că despre asta e vorba, fie ele și din dubă, spune asta e ticăloasă, asta nu e ticăloasă. Deci e nevoie de un cenzor care să aprecieze dacă o declarație este sau nu ticăloasă, adică în ce fel. Deci, zice așa, ceea ce am văzut astăzi, a nu, asta este ce a spus Adrian Ursu, despre ce a spus Băsescu. Dar ce a spus Băsescu totuși, să vedem. Da, nu pot, nu găsesc. Deci nu găsesc. Să intru pe site-ul președinției. Ok, o să intru pe site-ul președinției. Să văd aici. E prea târziu să mai intru acum pe site-ul președinției. Încercam să găsesc din presă. Mie mi se pare important. Este un articol care se referă la libertatea de expresie. Este vorba despre celebrul articol 276 din codul penal. Un articol care propune sancțiunea penală pentru opinie negativă la adresa justiției, așa, în abstract, justiției, în sensul că opinia negativă, deci aia laudă permisă, dacă spui, mie mi se pare bizară hotărârea asta, dacă spui magistratul cu tare și cu tare și e căsătorit cu tare, deja articolul 276 se poate aplica și faci pârnaie. Asta, așa este legislația în anul 2014. Niște, un Parlamentul României, cum ar veni, textul de lege a cărui abrogare, hai să vă dau articolul 276, dacă nu găsesc ce a spus Băsescu, măcar articolul 276, să vi-l citesc. Fapt persoanei care pe durata unei proceduri judiciare în curații publice nereale, cine apreciază dacă sunt reale sau nereale. Nereale referitoare la săvârșirea de către judecător sau de organele de urmărire penală a unei infracțiuni sau unei abateri disciplinare grave legate de instrumentarea respectivei cauze în scopul de a influența sau intimida
candidat, cine stabilește în ce scop a fost pusă o opinie? Cine stabilește asta? Deci în scopul de a influența sau intimida se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă. Asta spune articolul. Acum, Parlamentul a votat abrogarea acestui articol, care este o mizerie din toate punctele de vedere. În primul rând, în punctul de vedere al drepturilor omului, cum ar fi dreptul la liberă exprimare. Și, atenție, o să prezint în această emisiune și pentru informarea acestui personaj pe care eu îl consider, conform dreptului meu la liberă exprimare, complet pe câmp, mă refer la Traian Băsescu, o să fie o hotărâre a Curții Constituționale din România, care are la bază jurisprudența CEDO. Pe asta am reușit să o găsesc, discursul de azi integral al președintelui României, recunosc că nu. Bun, și Parlamentul a votat abrogarea acestui articol din Codul Penal și Traian Băsescu vrea să atace la Curtea Constituțională. Până când se va definitiva toată această mizerie, este în vigoare. Deci dacă eu spun acum că Laura Codruța Kövesi, din punctul meu de vedere, făptuiește abuzuri care îl deservesc în mod foarte evident pe președintele Traian Băsescu, că asta este părerea mea, dacă spun, de exemplu, că dosarul de așa zis șantaj în scenalul Dan Voiculescu, cu cele două plângeri făcute la diferență de o oră, cu privire, vezi, Doamne, la o faptă care ți-a trecut acum 7 ani de către niște oameni cu care respectivul cetățean Voiculescu, dar nu se cunoaște. Dacă spun că acest dosar este o făcătură și o formă de opresiune adresată trustului intact, eu încalc, cred, nu știu, cred că încalc, habar n-am, că probabil o să spună cineva că declarația mea este nereală și că, stai cum e ca să citez exact, și că a fost făcută în scopul de a influența sau intimida, de exemplu. Deci, așa mă gândesc eu, așa e opinia mea. Păi da, dar poate să zică ăla. Păi da, dar opinia mea nu-i lege, opinia ta vă că e, asta e foarte rău. Da. Și atunci, dacă eu spun treaba asta, cred că încalc articolul 276, care e în vigoare în momentul ăsta și cred că voi face pârnaie de la 3 luni la un an sau voi lua amendă. Acum, Traian Băsescu s-a referit astăzi nominal. Îmi pare rău că nu am textul. Asta e, cu presa din România, e greu de tot. Măcar pe 3.ro mai să găsesc care se referi poate. Ok? Asta e. Da, s-a referit Băsescu Traian la trustul intact, desigur. Exact când vorbea despre acest articol 276. Bun. Cetățeni, este în felul următor. În 1989 s-a întâmplat o revoluție. Revoluția din 1989 s-a murit. Oameni au murit, că nu s-a murit. Au murit oameni. Oameni au murit. De ce? Pentru libertate. Ce s-a întâmplat rău pe vremea lui Ceaușescu? Păi, pe vremea lui Ceaușescu, foarte, foarte rău, s-a întâmplat că n-aveai voie să vorbești, nimic de rău. Deci Ceaușescu era tratat cum tratează articolul 276, justiția din România. Adică dacă spuneai ceva de rău despre tovarășul, veneau organele și o puneai de mămăligă. Dacă mai era șantierul de la canal, te duceai la canal, de exemplu, ai zis rău de tovarășul, la canal. Ai zis ceva rău de Partidul Comunist Român, la canal. Ai spus bancul Ceaușescu, la canal, dacă era canal, la pârnaie, dacă nu aveai repercusiuni la locul de muncă, în sfârșit. Deci ți se întâmplau nasoale dacă spuneai nasoale. Deci ce se întâmpla nasol pe vremea lui Ceaușescu, nu aveai voie să spui nasoale. De bine, da. Nasoale, nu. Asta era una dintre principalele nasoale de pe vremea lui Ceaușescu. Pe lângă cozile interminabile, pe lângă frig, pe lângă lipsa curent electric și jumătatea de oră de program la televizor, una din principalele nasoale era lipsa totală, completă, a libertății de exprimare. Văd că articolul 276 în vigoare în acest moment în care eu vorbesc și care cred că îl și încalc, conform interpretării băsiste. Articolul ăsta 276 vrea să ne spună că justiția de azi este Ceaușescu de ieri. Din acest punct de vedere, nu ai voie să spui nasoale despre justiție pentru că se consideră un atac. Acum, dacă opinia unui om este un atac, wow, înseamnă că justiția din România are o problemă. Dacă opinia unui cetățean, obișnuit, considerată un atac la adresa justiției, eu cred că problema principală a justiției. Opinia unui cetățean banal din România este
o intimidare la adresa justiției, atunci cred că problema e a justiției. Avem, iată, un miracol, avem ce a zis Băsescu despre noi. Eu zic că e important să vedem ce a zis și despre noi, după care o să vă citez, sper că, adică sunt convins că se uită și Traian Băsescu, va lua și el lumină dacă tot sesizează Curtea Constituțională în legătură cu inițiativa Parlamentului de a abroga acest articol din Codul Penal. Zic eu, inițiativă legitimă, corectă și zdravă la cap a Parlamentului României, dar dacă tot Băsescu o sesizează la Curtea Constituțională treaba asta, să afle ce a zis Curtea Constituțională fix în legătură cu opiniile despre justiție. S-a pronunțat Curtea Constituțională în anul 2006. Poate află chiar și noi, membrii ai Curții Constituționale, ce a zis Curtea Constituțională, populat respectivă cu alții, despre libertatea de exprimare în legătură cu justiția. Hai să vedem obsesiile titularului instituții prezidențiale, vedem obsesiile în legătură cu noi. Articolul 276 Cod Penal. Cel în care se prevăd următoarele. Fapta persoanei care pe durata unei proceduri judiciare în curs face declarații publice nereale referitoare la săvârșirea de către judecător sau de organele de urmărire penală a unei infracțiuni sau abateri disciplinare grave legate de instrumentarea respectivei cauze în scopul de a influența sau intimida se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă. Parlamentul, guvernul de asemenea a încuviințat abrogarea acestui articol, atac legea așa cum ea a fost votată de Parlament cu acceptul guvernului, o atac la Curtea Constituțională. Și motivul fundamental pentru că o atac este legat de independența justiției. Avem cazuri pe care le trăim cu ochii noștri, campaniile furibunde pe care le-a dus trustul intact împotriva judecătorilor, procurorilor, declarațiile ticloase ale unora de prin dubă, i-am dat bani șefului DNA și președintei în altei curți. De aceea, cel puțin în acest stadiu, menținerea acestui articol pentru independența justiției este necesară. Libertatea de exprimare are limitele ei, până când afectează dreptul tău la imagine, dreptul tău la o viață decentă și nesupusă oprobiului public, doar pentru că cineva are interes să murdărească imaginea unui magistrat, fie el procuror sau judecător. Bun, asta a zis Băsescu astăzi. Acum, pe fond, după care, pe fondul, strict pe fondul afirmației. Dacă, mă rog, cuiva este afectată imaginea, s-au inventat legi și acțiuni în civil. Deci, domnule, mi s-a afectat imaginea, te duci în instanță și ceri lea daune că ți s-a afectat imaginea. Aici vorbim însă despre un articol de cod penal. Deci, să nu ți se pară corectă, justă, întemeiată, sau să ți se pară bizar comportamentul unui magistrat, e faptă penală. În România zilelor noastre. Și domnul Băsescu Traian spune în clar că motivul pentru care se sesizează Parlamentului de a abroga acest articol dement este trustul intact. O spune în clar. Acum, domnul Băsescu, lumină de la Curtea Constituțională pe care o sesizați dumneavoastră. În anul 2006, premier era Călin Popescu Tăriceanu, ministrul justiției era Monica Macovei. Președinte era Traian Băsescu. Atât domnul președinte Traian Băsescu, cât și domnul prim-ministru la vremea respectivă Călin Popescu Tăriceanu, cât și doamna ministru de justiție Monica Macovei au avut diferite exprimări publice care amendau, care atacau, ca să folosesc un termen la mod asta cu atacul, hotărâri ale justiției, activități ale procurorilor sau ale judecătorilor. Și CSM-ul la vremea respectivă, de la vremea respectivă, deci Consiliul Magistraturii din anul 2006, a sesizat la Curtea Constituțională din anul 2006 faptul că președintele României, primul ministru și ministrul justiției
fac afirmații negative despre justiție. Deci este exact speța despre care vorbea astăzi fix președintele României. Exact speța asta. Să poate vorbi negativ de către justiție. Doar că, atenție, în anul 2006 CSM-ul se instituțională, fiind vorba despre președinte, despre primul ministru și despre ministru de justiție chiar. Nu despre niște cetățeni oarecare banali, fie ei și de la trustul intact. Hai să vedem ce a decis atunci Curtea Constituțională a României, nesfârșita ei înțelepciune. Una dintre aceste decizii ale Curții Constituționale au fost mai multe, dar cea mai importantă este din 26 mai 2006. Atenție! 26 mai 2006. Când CSM-ul de atunci, iritat de declarații critice ale președintelui Traian Băsescu, ale premierului Călin Popescu Tăriceanu și ale ministrului Justiției Monica Macovei la adresa justiției, exact ce vă spuneam, a sesizat Curtea Constituțională cu privire la un posibil conflict de natură constituțională. Eu acum citesc de pe lujul.ro. Ei bine, dacă CCR a decis atunci că declarațiile extrem de dure ale politicilor nu au produs constituțională și argumentația deciziei s-a bazat inclusiv pe libertate de exprimare și opinie, atunci ar fi bine ca CSM-ul de azi conducerea instituției să ia act și de aceste bun în sfârșit. Deci un articol tot așa din trecut cu privire la unele comportamente ale membrilor CSM, dar ideea e că în momentul respectiv Curtea Constituțională a spus foarte clar, nu e nicio problemă. Chiar dacă fie el președinte de României, fie el prim-ministru sau fie ea ministrul justiției, fac afirmații negative la adresa justiției, face parte din libertatea lor de exprimare. Și s-a bazat pe jurisprudența CEDO. Uite, pe jurisprudența i-a acuzat că au făcut împroprietării legale prin hotărâri judecătorești, au scos nevinovați pe cei care au realizat-o precum Bancorex. Bun, deci a criticat decizia ale instanțelor, situându-i atunci pe cealaltă baricadei. Prin Călim primul ministru Popescu Tăriceanu a avut și el afirmații critice la adresa justiției, considerate de CSM la acea vreme drept ofensatoare pentru sistemul judiciar. Sistemul judiciar este corupt sau justiția este un sistem ticăloșit. Monica Macovei însă și în calitate de ministru al justiției a afirmat că 70% dintre magistrați sunt corupți. Ia uite ce a afirmat Monica Macovei atunci. 70% dintre magistrați sunt corupți. Și mai mult, într-un talk show televizat în 24 septembrie 2005, a susținut că trebuie să înfricoșeze pe judecători și procurori cu dosoare referitoare la ei, privitoare la corupției. Ia uite ce zicea Monica Macovei în calitate de ministru al justiției. Deci lucruri foarte grele. Că șpăgile în dosare penale ajung la 3 milioane de euro și că judecătorii câștigă bani din sistemul corupt. Deci la aceste afirmații se referea CSM-ul când a sesizat Curtea Constituțională a României în anul 2006. Curtea Constituțională a pus cap la sesizate și până la urmă a decis, domnul Băsescu, i-a auzit, domnule, ce a decis Curtea Constituțională pe care acum o sesizați dumneavoastră, a decis Curtea Constituțională că nu există un conflict constituțional între autoritatea judecătorească, președinte și premier, chiar dacă CSM susținea că astfel de exprimări politice sunt contrare principiilor constituționale și că ele ar duce la decredibilizarea sistemului judiciar. Iauzi! Iauzi! Și ar putea constitui presiuni la adresa acestuia. Iauzi! Exact! Exact! Speța la care se referea astăzi Băsescu Traian, doar că în cazul din 2006 era vorba despre niște, mă rog, atacuri venite din partea unora cu putere de decizie, inclusiv din partea ministrului justiției, din partea unor cetățeni de la trustul intact. Ce a hotărât deci Curtea Constituțională? Iată ce se scrie în clar în decizia CCR din 26 mai 2006. În prezenta cauză, Curtea și însușește argumentele din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Iată pe ce se întemeiază această hotărâre a Curții Constituționale. Pe jurisprudența CEDO.